Dumnezeu în prezența voastră. Dumnezeu să binecuvinteze în primul rând pe cei care suntem adunați în locul acesta. Aleluia! Dacă se poate, vă rog să păstrăm liniștea. Vă rog frumos din toată inima, păstrați liniștea, căci aici e o rânduială dumnezeiască. Amin! Și dorim cu toți care suntem aici să simțim prezența divină din cer. Aleluia! Noi am venit aici trimiși și împuterniciți de Dumnezeu. Glorie Domnului! Să vestim taina împărăției cerurilor. Aleluia! Și prin harul lui Dumnezeu voi citi un cuvânt, după care cu toată biserica vom veni într-o rugăciune în comun. Aleluia! Avem mulțumiri, avem motive să mulțumim Domnului, pentru că în primul rând astăzi ne-a ocrotit Dumnezeu de orice primire. Amin! De orice accident. Aleluia. Și mâna celui prea înalt ne-a însoțit și ne-a îndemnat în locul acesta unde este chemat numele Domnului Iisus. Aleluia. Citesc Psalmul 84, câteva versete. Câte plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Aleluia. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Ahaltarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce spun tăria în tine, în acolo inima locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeul lui Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața muncului Tău. Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Mai bine o zi în această curte, în prezența Domnului. Mai bine o zi în prezența divină decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu, casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un scut și un scut, aleluia, un soare și un scut. Aleluia. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Amin. Amin. Cu aceste cuvinte îndreptăm rugăciunea noastră spre cer. Aleluia. El să ne asculte rugăciunea, pentru că Duhul lui Dumnezeu îl simți și voi de asemenea trebuie să-l simțiți. Aleluia. Căci Domnul e prezent aici. Aleluia. Simțiți atingerea lui aceasta după masă. Aleluia. Și puterea lui divină să o simțim cu toți. Glorie. N-am venit de voia noastră aici, trimiși și împuterniciți la chemarea fratelui nostru care ne-a chemat. Aleluia. Am simțit lucrul acesta că trebuie să venim aici. Dumnezeu are vedere să scoată în evidența Lui oamenii care trăiesc în păcat, în rătăcirea acestei lumi, în fără de lege, și Domnul vrea să-i întoarcă la El, să aibă viață din belșug. Aleluia. Cu aceste cuvinte îndreptăm rugăciunea spre cer și cerem de la Dumnezeu protecția numelui Său și puterea Lui să vină peste noi. Cu toată biserica, cu glasul nostru spre cer ne rugăm. Tată iubit din cer,